Astăzi, când vorbim despre rețele de socializare, este imposibil să nu ne gândim la Facebook. Deși nu a fost primul astfel de site precedat de altele precum MySpace și nici măcar ultimul urmat de rețele precum Instagram, Facebook, și-a lăsat eterna amprenta în istoria omenirii. Încă din 2009, la 3 ani după lansare, Facebook a devenit cea mai utilizată astfel de platformă, titlu pe care îl păstrează și astăzi cu peste 2,7 miliarde de utilizatori activi. Facebook ne-a permis să rămânem conectați cu prieteni vechi, să ne ținem la curent cu viețile celor curenți și să îi cunoaștem pe cei noi, însă acest site are și o parte mai întunecată, una pe care compania încearcă să o țină departe de privirile oamenilor. Compania nu își plătește taxele în totalitate. Nimănui nu îi place să plătească taxe, însă majoritatea oamenilor nu prea au de ales în această privință. În mod similar, nici companiile nu preferă să plătească impozite, însă marile corporații au abilitatea de a se folosi de lacune fiscale pentru a minima pierderea. Acest lucru nu este deloc nou sau exclusiv utilizat de către Facebook, însă cu siguranță că nu este un lucru cu care compania se poate mândri public. În 2019, dintr-un profit de 1,6 miliarde de lire în Marea Britanie, compania a plătit doar 28 de milioane în taxe, care, deși este o sumă enormă, este mult mai puțin decât suma pe care ar fi trebuit să o plătească. Acest lucru este posibil deoarece compania își colectează profiturile folosindu-se de locații care au legi mai lejere când vine vorba de impozite, țări precum Irlanda, Luxemburg sau insulele Cayman, cunoscute drept adevărate paradisuri fiscale. Facebook te urmărește chiar dacă nu ai un cont. Când vine vorba de cele mai mari controverse generate de Facebook, protecția datelor personale ajunge mereu în vârful listei. Vom vorbi mai detaliat de acest lucru puțin mai târziu, dar în cazul în care credeai că dacă nu ai un cont de Facebook, datele tale sunt în siguranță, ei bine, nu este chiar așa. Platforma a admis că aplicațiile și site-urile web care utilizează serviciile Facebook, cum ar fi butoanele incorporate de like sau share, paginile de autentificare, analizele sau publicitatea, nu pot să distingă dacă utilizatorul are de fapt un cont de Facebook. Rețeaua socială americană primește oricum informațiile utilizatorului, fie că acesta vrea, fie că nu. Dacă un site web folosește funcții Facebook, chiar dacă vizitatorul nu are un cont de Facebook, acesta oferă valori, inclusiv adrese IP, ce sistem de operare este utilizat și cookie-uri. Deși acest lucru nu identifică personal persoanele, acesta furnizează date demografice ale utilizatorilor către site-urile web și Facebook ca parte a serviciului său de analiză. Din fericire, în Uniunea Europeană acest lucru este strict ilegal, grație regulilor de securitate a datelor personale, așa că utilizatorul trebuie să fie notificat dacă datele sale sunt procesate mai departe, însă această regulă este relativ nouă, ceea ce înseamnă că Facebook a procesat milioane de informații în trecut, fără a fi oprit de reglementări. Știrile false. Conform studiilor, când vine vorba de răspândirea informațiilor false, nicio altă companie nu este mai vinovată decât Facebook. Acestea pot fi relativ inofensive, chiar dacă permit răspândirea unor doctrine dovedite a fi false, precum teoria pământului plat, dar pot fi și periculoase, mai ales în situația actuală. Pandemia este încă în amploare la nivel mondial, însă informațiile eronate în ceea ce privește virusul, rata de răspândire sau de mortalitate, încă circulă pe internet, chiar fiind ajutate de algoritmii rețelelor de socializare, dintre care, din nou, cel mai vinovat este Facebook-ul. Impactul știrilor false asupra opiniei politice este neclar, însă transmiterea de informații eronate în aceste vremuri pot avea consecințe fatale. Desigur, Facebook încearcă să combată această problemă, însă compania este una dintre principalele cauze pentru răspândire. Modul în care Facebook folosește informațiile personale. Nimic nu este cu adevărat gratis în lume, așa cum spune și celebrul citat. Când ceva este gratis, tu ești produsul. Acest lucru fiind valabil în special pentru Facebook. Când vine vorba despre modul în care își face Facebook banii, chiar dacă este gratis de utilizat, metoda sunt reclamele. Practic, folosind metode complexe care urmăresc obiceiurile vizitatorului, precum site-urile pe care le vizitează, dar și alte informații mai personale, cum ar fi vârsta, sexul, nivelul de educație, localitatea,
publicitatea și alte astfel de date care le permit companiilor de publicitate să afișeze anunțuri cât mai relevante pentru utilizator. Chiar dacă compania Facebook a fost acuzată de nenumărate ori că vinde datele utilizatorului, aceasta a negat toate acuzațiile. Chiar dacă acest lucru este adevărat, sistemul actual de procesare al datelor nu diferă foarte mult de vânzarea directă. Nu doar atât, dar în trecut, compania a avut mai multe dispute legale din cauza faptului că în Uniunea Europeană, utilizatorul trebuia să-și dea acordul și să fie informat clar despre modul în care această prelucrare de date se desfășoară, însă Facebook nu a făcut asta înainte de a dispune companiilor de publicitate aceste informații. De asemenea, documentele interne demonstrează faptul că deși compania nu a vândut direct unele date, aceasta le-a împărtășit cu alte companii, printre care Spotify, Netflix, Amazon, Yahoo și Bing, desigur fără acordul utilizatorului. În ultimii ani, compania a fost forțată să schimbe deseori regulile de confidențialitate ca urmare a nenumăratelor procese și pentru a se conforma legilor impuse de Uniunea Europeană care privesc informațiile personale. Cu toate astea, pentru o companie care e formată din informațiile utilizatorului, aceasta a făcut nenumărate greșeli care au rezultat în colectarea datelor utilizatorilor, cum ar fi parole sau alte informații sensibile de către companii sau hackeri. Zuckerberg ar fi putut plagia ideea. Astăzi este greu să ne imaginăm o lume fără Facebook, însă nu a fost întotdeauna așa. Mark Zuckerberg și-a început studiile la Harvard în 2002 când a început să scrie codul pentru un nou program, un prototip pentru Facebook numit inițial FaceMash. Conform colegului său de cameră din acea vreme, Zuckerberg a construit site-ul doar pentru amuzament, acesta permițând utilizatorilor să aleagă cea mai atractivă persoană dintr-o serie de poze. Cu toate că site-ul a fost popular în rândul studenților, acesta a fost închis de universitate deoarece a supra-solicitat rețeaua, nepermitând unor studenți să folosească internetul. De asemenea, acesta este și începutul carierei controversate a lui Mark, deoarece mulți dintre studenți au declarat că pozele lor au fost folosite fără a acorda permisiune. Deoarece mulți dintre studenți au declarat că pozele lor au fost folosite fără permisiune, Zuckerberg cerându-și iertare în mod public. Mai târziu, în 2004, studentul a început munca pentru un nou website, care a fost lansat pe 4 februarie sub numele de The Facebook. La doar 6 zile după ce site-ul a fost lansat, Zuckerberg s-a confruntat cu o nouă controversă. Trei studenți mai mari, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss și Divya Narendra, l-au acuzat pe Mark că i-au păcălit, crezând că avea de gând să îi ajute să construiască o rețea socială numită Harvard Connection, când de fapt le folosea ideile pentru a crea un alt produs complet. După lansarea oficială, cei trei l-au dat pe Zuckerberg în judecată, ajungând să câștige 20 de milioane de dolari, dar și acțiuni ale companiei care la acea vreme valorau 48 de milioane de dolari. Povestea aceasta stă la baza filmului The Social Network, premiat cu Oscar în 2011, realizat de către cunoscutul regizor David Fincher și care îl are în rol principal pe Jesse Eisenberg, care l-a jucat pe însuși Mark Zuckerberg. Cazul gemenilor Winklevoss, deși mai popular datorită filmului, nu a fost singura dată când Zuckerberg a fost acuzat de plagiat. În 2003, un alt student al Harvardului, Aaron Greenspan, a conceput un site numit House System, care avea o secțiune numită The Universal Facebook, sau pe scurt Facebook. Acest site conținea multe dintre facilitățile pe care Facebook-ul creat de Zuckerberg avea să le implementeze mai târziu, precum un album foto, o piață online pentru studenți, recenzii pentru afaceri locale și multe altele. Aaron a simțit că Facebook a fost clar inspirat din munca lui, așa că își dorea să-i fie recunoscut rolul jucat în crearea site-ului. Greenspan i-a scris lui Zuckerberg despre asta, iar cei doi au reușit să rezolve toată afacerea pe cale amiabilă, însă nu este clar care au fost termenii acestei înțelegeri sau dacă Greenspan a vrut doar să îi fie recunoscută contribuția. Concluzie. Fie că ne place sau nu, Facebook este o parte integrală din societatea în care trăim, iar acest lucru nu va fi schimbat prea curând. Nu poate fi negat faptul că platforma a ajutat multe persoane, însă cel mai probabil a făcut mult mai mult rău decât bine. Astfel, atunci când utilizăm acest site, trebuie să fim conștienți și de trecutul lui, dar și de practicile actuale, fiecare persoană având dreptul de a-și forma o decizie proprie, informată, legată de utilizarea acestuia.